Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am avut treabă ieri în București, am intrat cu mașina. Provincialul a intrat în București cu mașina, m-am speriat. Lucrurile mi se pare că s-au mai agravat de când am plecat eu din oraș și acum nu prea mai intru. Am văzut la o intersecție, era semafor de la intermitent dreapta. Sunt multe. Da. Erau să se ia la bătaie. Deci era unul pe banda aia de dreapta și în spatele lui unul care voia să facă dreapta. Ăsta primul, el voia să meargă înainte. Și cel din spate, el claxonă. Da, mamă, claxoane. S-a enervat ăla din față. A deschis și bine că n-a coborât unul la celălalt. Dacă coborau, cred că se luau și la bătaie. Lumea în spume, asta, am văzut de multe ori, claxoane, nu știu ce. Acum, codul rutier zice că nu ești obligat, adică ăla e opțional. Codul rutier spune că dacă intersecția respectivă este aglomerată, banda respectivă, pe banda respectivă se poate sta și nu ești obligat să dai prioritate celui din spate să facă dreapta. Da, nu zice de aglomerație, MSAF. Zice că este, nu e obligatoriu semnul ăla. Ceea ce înseamnă că dacă nu e obligatoriu, este opțional. Stai acolo. Corect. Nu ești obligat să te duci în dreapta pe verde dacă e verde intermitent. Dar așa ar fi politicos. Adică serios. Sunt făcute pentru fluidizarea traficului, da, de asta sunt făcute. Da, o idee foarte bună. Da. Dacă ești acolo, în principiu, dacă nu vrei să faci dreapta, ai nu ocupa banda aia, că poate îi ajuți pe alții și în felul ăsta mai contribui și tu la fluidizarea traficului. Păi da, boss, dar e primul în linie. Da, dar se mai, exact, se mai găsesc de ăștia, știind că pot să nați, ce ai, bă, nu sunt obligat, stau aceea. Acum, asta este discuția. Dacă ești acolo, am văzut cum fac unii, stau la noroc, poate nu vine nimeni care vrea să facă dreapta. Dacă apare cineva și se bagă stânga în față. Dar se bagă stânga în fața. Ce și am senzația că unii de-abia atât așteaptă, știi, ca o scuză. Adică, exact. Băi, eu mă pun aici, uite, vezi, sunt cu minte, să nu știu, dai, poate am noroc și apare unul și trebuie să mă duc. Băi, îmi pare rău, știi, către toată coloana care stă la semafor. Bă, îmi pare rău, n-am ce, adică trebuie să-l ajut pe omul din spate, mă bag în fața voastră acum. Ăla trece pe roșu, de fapt. Poate să-ți ia carnetul? Mă întreb. Adică dacă e vreun polițist în intersecție și te vede făcând asta, îți ia carnetul? Asta nu știu. Sau zice și el, lasă că a contribuit la fluidizarea traficului și hai să nu fiu nenorocit. Depinde de momentul zilei. Dacă e un moment calm în care are timp să-ți ia carnetul cum ar veni, cred că ți-l ia. Dacă asta e... Mă rog, sancțiunea. Nu cred că se sancționează cu suspendarea permisului. Te poate sancționa. Dacă treci pe roșu? Cum? Dacă treci pe roșu, ai rămas fără permis. Da, tu ești la roșu, ești acolo, e linia, nu ai voie să treci pe roșu. Dacă e un moment aglomerat, nu cred că își bate nimeni capul și te lasă. Da. Nu știu, cred că are drept să facă asta. Și dar la noi e mereu aglomerat. Da. Dar, că dacă n-ar fi aglomerat, n-ai trece, n-ai face figura asta. Dar mesajul este că pentru fluidizarea traficului trebuie să, adică la asta trebuie să contribuim și noi, cumva. Să nu intrăm în intersecții când vedem că e blocată, că nu așteptă nimeni, adică nici noi nu avansăm, dar îi blocăm și pe alții. Să nu blocăm banda de făcut dreapta pentru că avem dreptul să o blocăm. Hai, lasă de la tine, fă chestia asta. Asta cu verde intermitent am văzut-o prima dată, eu așa am văzut-o în Statele Unite, când eram la o bursă acolo și trebuia să conduc. Era complicat cu transportul în comun și oamenii la care stăteam îmi dădeau mașini. Și acolo am văzut semn de ăsta intermitent și asta se întâmplă acum 20 și ceva de ani. Și am zis, mamă, ce tare, uite ce băieți deștepți. Noi de ce nu avem modelul ăsta? Avem. Mă bucur că există. Acum. Dar apropo de asta, uite, și de trafic colaborativ, mi s-a întâmplat tot în state, tot conducând, într-un oraș am ajuns într-o intersecție, o intersecție în cruce. O intersecție simplă în cruce, unde aveam un semn de stop, semnul clasic. Deci nu un semafor, semnul de stop. Te oprești și în codul rutier de la noi zice, când vezi semnul stop, stai și aștept să treacă traficul. Acolo toate străzile, cele patru străzi aveau semnul stop. Deci eu am ajuns acolo, am oprit, le-am văzut pe celelalte, că învățasem de la instructorul meu. Mă, nu contează ce ai tu, te uiți și la ce are celălalt, care cumva să avem vreo surpriză, știi? Asta e o chestie. De asta și formele semnelor de circulație sunt diferite, ca să poți să te prinzi ce au și ceilalți. Da. Am intrat o dată într-o intersecție cu el la școala de șofer și am oprit, că nu aveam niciun indicator. Și zice, ce faci? Treci, că ai prioritate. Păi zic, nu văd semnul de prioritate. Da, dar are ăla, cedează acolo, uite-te după colț. Și așa am învățat. Bun. Revenind, semn stop peste tot. Ce face situația asta? Eu m-am oprit, așteptând să se elibereze traficul. Era prima dată când vedeam așa ceva. Deci ce fac eu, că sunt prima aici? În spatele meu era un jamaican, cred, de la un rasta. Era stand-up. Da. O mașină sport veche, roșie, de-aia, model anii 70, cam ruginită, cam bușită, mă făcea ca toți dracii la mine. Claxoane, dă-i o dată! Se în București. Da. Ăilalți, în intersecția respectivă, și aia stăteau și mă așteptau să trec. Și până la urmă, am trecut. I-am întrebat seara pe oamenii la care stăteam, ce faci în situația asta?
acolo se trece în ordine cine a ajuns primul. Deci te obligă să șofezi colaborativ, știi? Adică, băi, hai, înțelegeți-vă că e mai bine așa să vă înțelegeți decât să vină cineva să vă spună ce trebuie să faceți și să-i vânăm pe aia care greșesc. E, și acum imaginează-ți treaba asta cu cine a ajuns primul într-o intersecție în București. Sunt mesaje că, într-adevăr, ți-a permisul 90 de zile, 90 de zile. Ca să vezi. Dacă faci figura cu trecutul pe roșu și depășitul coloanei la semafor. Da. Ne-a scris cineva din Iași care a văzut cu ochii lui cum la intersecția, m-a ajuns, George, Poitiers cu Bucium. Poitiers. Așa. Există Poitiers în Există o greșeală de tipă. Acolo a văzut cum i-a luat cuiva permisul pe 90 de zile și mai sunt câteva mesaje care confirmă... Întrebare. Mă, dacă ești polițist, intersecția este blocată, vezi ce se întâmplă, ăia stau să ia la bătaie, mă, nu-i faci semnalul lui aia, mă, treci un pic ba, da, se întâmplă de multe ori, am văzut eu. Iei carnetul, adică descurajezi tu polițist fluidizarea traficului? Nu, eu am văzut chestii de genul ăsta. E adevărat că eram nervos, pentru că aș fi preferat, știi, în momentul ăla prefer, bă, să ia tot, să ia și mașină și tot. Știi unde e problema asta cu semaforul verde pe dreapta, la șaormeria de la Dristor? Acolo e nenorocirea, acolo se bate ea întotdeauna. N-ai ce face. Asta este. Mulțumim! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.